seara, dragii mei, și bine ne-am regăsit, ca de altfel în fiecare luni seara, de la ora 19 la ora 20, direct cu Roberto Grossa. Așa cum ne-am obișnuit și de această dată, lângă mine, pentru prima dată în platoul televiziunii noastre, în 6 TV, se află un invitat special, un om de mare valoare, un om care, vă mărturisesc, mi-a făcut o deosebită plăcere să îl cunosc, Marian Bălănuță, fost sportiv de performanță. Sportiv. Bine ai venit, Marian! Bună seara, Roberto, și aș vrea să salut telespectatorii postului 6 TV și să vă mulțumesc pentru invitația făcută. Marian este fost campion balcanic la atletism, deci absolvent al locului 1, da, medalia de aur la atletism, da. În anul 97 la Izmir, în Turcia, de asemenea multicampion național al României, tot în atletism, între anii 1990 și 2003. Exact. Activat de asemenea în lotul național al României la sporturile de iarnă, respectiv un sport mai extrem, mai puțin cunoscut în România, da. Exact, exact. La noi în România oamenii cunosc mai puțin despre bobul pe gheață. Așa este, într-adevăr. În toată această perioadă, situată între anii 2004 și 2007, ai participat la campionatele mondiale și europene ale acestui sport. Exact. Iar, din câte știu, ai fost persoana de bază al echipei, da, în această perioadă. Da, toți acești 3 ani de zile am fost campion național și am fost sportivul numărul 1 al echipajului României. Dar, din păcate, știm că este un sport de iarnă, investițiile sunt foarte, foarte slabe, dar să sperăm că pe viitor va fi mai bine, cel puțin. Ca de altfel în investițiile în orice sport în ultima perioadă de timp în țara noastră. Așa este. Din păcate, sportul în România este la pământ, o spunem cu foarte mare regret, dar și talentele parcă s-au pierdut și parcă nu mai sunt ce erau odată. Din păcate. Să sperăm că viitorul ce va veni va fi mult mai important și mult mai... oamenii se vor implica mult mai mult în ceea ce înseamnă sportul de performanță. Din anul 2008 ai început să activezi ca trainer, respectiv antrenor, da? Exact. De fitness și bodybuilding. Da. După ce ai terminat cea mai bună școală de profil din estul Europei, cu diplomă de aur. Cum adică cu diplomă de aur? Ce este această diplomă de aur? Această diplomă de aur o obțin doar sportivii care dețin o medalie la campionatele europene sau mondiale sau, bineînțeles, olimpiade. Doar aceștia au parte și au satisfacția de a obține această diplomă de aur, care este recunoscută și te poți folosi oriunde pe această lume și să fii văzut, de fapt, cu realitatea care există. Până la urmă, performanțele pe care le-ai obținut arată și diploma pe care o ai și de asta se numește diploma de aur. L-am invitat astăzi pe Marian alături de noi pentru a vorbi despre sănătatea prin sport. Până acum telespectatorii noștri au fost obișnuiți să discutăm despre terapiile complementare, terapiile neconvenționale, respectiv despre vindecarea reconectivă și reconectare. Am avut invitați persoane care au povestit ce au simțit ei în aceste terapii, cum le-a schimbat lor viața. În schimb, consider că este momentul să vorbim și despre sport, să vorbim și despre cum ne putem menține sănătatea prin sport. Foarte puțini oameni am observat, în special tineri, mai apelează la sport în ziua de astăzi. Dăm voie să începem prin a-ți pune următoarea întrebare. Care este, la ora actuală, aportul, beneficiul sportului în menținerea sănătății? Tu ești un practicant al sportului, ai foarte mulți ani la activ, 17 de ani de sport, dacă nu mă înșel. Aproape eu. Aproape, chiar un pic mai mult, 19 ani de sport de performanță, da. Sincer să fiu,
aș dori să fiu foarte direct în ceea ce ține de această situație în care, într-adevăr, oamenii ar trebui să înțeleagă foarte mult că sportul înseamnă sănătate, sportul înseamnă să avem un corp sănătos, să ne educăm corect, să ne alimentăm corect, ceea ce, din păcate, în ziua de astăzi foarte, foarte puțin se văd aceste lucruri și datorită faptului că, din păcate, părinții fac o mare greșeală pentru că nu își orientează copiii către sport. Nu neapărat către sportul de performanță, dar către sport, pentru că sportul înseamnă educație din punctul meu de vedere. Mai fac tinerii sport în zilele noastre? La ora actuală, dacă nu mă înșel, sportul este încă obligatoriu în școala generală și la liceu. Da, sportul este practicat în ziua de astăzi în legătură cu ceea ce tu ai spus legat de școli și de licee. Din păcate, acolo sportul nu există. Din păcate, profesorii de sport nu își fac datoria pe deplin și cred eu că asta nu este greșeala copiilor, ci este greșeala școlilor și a liceelor și a profesorilor care lucrează în acest învățământ și mai ales în latura sportivă. Ar trebui ca să fie promovați, ar trebui să fie nu obligați, dar să li se poate explica ce înseamnă acea oră de sport. Din păcate, la noi în școli și în licee, sportul nu se mai efectuează chiar deloc. Venim îmbrăcați în blugi, venim îmbrăcați cât mai relaxat, iar echipamentul sportiv, de fapt, este ceva de domeniul trecutului. Din păcate, asta este realitatea și aș dori ca din tot sufletul părinții să facă un mare efort pentru copiii lor, pentru a-i îndruma către sport. Făcând acest lucru, nu au decât de câștigat din orice punct de vedere. Ce înseamnă educație, alimentație, un corp sănătos și, nu în ultimul rând, respect. Aici găsim multe, multe lucruri foarte frumoase pe care copilul și le găsește și le implementează încă de la vârste mici. Cât de mult contează alimentația în sport și, bineînțeles, inclusiv în viața cotidiană? Exact, asta am vrut să spun. Alimentația în sport și alimentația pentru oricare om care nu neapărat face sport este extrem de importantă. Din păcate știm foarte bine că alimentația nu este chiar atât de curată, să spunem. Nu este atât de cum ne-am dorit să fie, plină de vitamine, de minerale, de etc., etc. Dar, din păcate, noi oamenii facem mari greșeli pentru că am putea să facem un sacrificiu în care să ne comportăm și să avem grijă de ceea ce mâncăm. Am ajuns într-un moment în care noi oamenii nu dăm importanță absolut total, zero, ceea ce înseamnă mâncare, alimentație, nutriție. Aproape nimeni nu mai dă importanță în ziua de astăzi, exact, la ceea ce mănâncă. Oamenii mănâncă tot felul de lucruri amestecate. Este o foarte mare greșeală. Dacă ne uităm un pic în mall-urile astea și în puncte, toate magazinele ce înseamnă diferite mâncăruri preparate care conțin numai chimicale, iar părinții mănâncă cot la cot cu copiii care, de fapt, săracii iau de doar 4 anișori, 5 anișori și îi îndrumă să mănânce acel aliment care este, de fapt, o bacterie, un microb, o boală care mai târziu va fi greu de stopat. Ar fi bine ca noi să putem să implementăm, să avem grijă ca ei să mănânce educat, la rândul nostru noi să mâncăm educat, dar, într-adevăr, este un mare sacrificiu. Asta înseamnă o luptă continuă cu creierul tău, să-ți impui, să-ți dorești, dar totul ține de fiecare în parte. În această era a nutriției corespunzătoare în care oamenii mănâncă orice, în special foarte, foarte mult fast food,
din ce în ce mai multe persoane, și nu doar fete, chiar și băieți, bărbați în toată firea, se orientează către o sală de fitness pentru a slăbi. Din informațiile mele, majoritatea merg la sală să slăbească. Exact. Din păcate, aș vrea să spun că este o mare greșeală faptul că mâncând aceste mâncăruri pline de substanțe nocive, care nu fac decât să ne agraveze situația în corp, creșterea colesterolului sau mult mai multe boli care apar mai târziu, nu avem cum să mergem la sală să obținem rezultate bune, rezultate în care corpul nostru să arate frumos, în care corpul nostru să fie curat, corpul nostru să nu conțină toxine. Nu avem cum, atâta timp cât noi ne alimentăm dintr-un loc care este total... Cum putem slăbi sănătos? Ce le recomanzi celor care vor să slăbească? Pentru că majoritatea, am observat din câte am citit și pe internet, se apucă să ia tot felul de pastile și medicamente minune pentru slăbit, ceaiuri, din păcate, sau nu știu eu ce. Așa este, Roberto, ai dreptate. Din păcate, oamenii s-au învățat una, două, intrăm pe internet, pe Google, băgăm diferite adrese, ne apar fel de fel de medicamente care ne va ajuta într-un scurt timp să slăbim. Exact, pentru că omul caută acel medicament minune care să-l ajute să slăbească orice fără medicament, efort, fără... Orice medicament minune are și efecte secundare. Din păcate, majoritatea oamenilor care folosesc aceste medicamente, din păcate, nu au idee și nu au citit sau nu au educația corespunzătoare a ceea ce înseamnă acel medicament. Acum, da, luăm, ne face bine, dar peste ceva timp reacțiile vor veni. Sunt reacții secundare pe care, vrem, nu vrem, le vom primi. Și atunci ne vom întreba de ce ne simțim rău, de ce ne slăbim, de ce avem o slăbire incorrectă și nu o slăbire normală, pentru că toate problemele astea de slăbire pot să te ducă la un moment dat să apară și boli în organism, care atunci vor fi chiar foarte grave. Dacă tot vorbim de slăbit, care este părerea ta despre aceste diete minune? Sunt foarte mulți care aleg să aplice o dietă minune, cum ar fi dieta Dukan, sau mai știu eu ce alte diete. Sunt dietele care au provocat multe probleme multor oameni care au folosit aceste diete renumite, în ghilimele. Sunt niște diete care, după părerea mea, după activitate de sport de aproape 20 de ani de performanță, sunt total nocive. Ar trebui ca dieta pe care noi vrem să o promovăm pentru a slăbi, trebuie să o formăm în funcție de corpul nostru, să ne cunoaștem simptomele, să ne cunoaștem exact valoarea și ceea ce noi putem să mâncăm foarte corect și foarte, foarte normal. Nu trebuie neapărat să ne sacrificăm, să ne distrugem cu aceste diete extraordinare și formidabile, care de fapt în timp nu fac decât probleme și agravează starea corpului. Putem să mâncăm foarte normal, doar că aceste diete trebuie să făcute foarte corect. Ceea ce ține dieta pentru a slăbi, trebuie să avem niște mese regulate în care trebuie să folosim mâncăruri care nu neapărat, cum se spune, nu mâncăm dulce, nu mâncăm prea sărat. Într-adevăr, putem mânca, să zic, cam orice, dar trebuie să avem foarte mare grijă să excludem un pic ce înseamnă dulcele, săratul și carbohidrații. Pentru că acești trei factori sunt foarte, foarte importanți pentru a slăbi. Cât de mult contează personalizarea dietei? Te întreb asta pentru că foarte mulți, dacă nu chiar majoritatea oamenilor, ce fac? Intră pe internet, își iau de acolo informațiile care cred ei că sunt extraordinar de bune, da, extraordinar de bune, și le aplică în viața proprie. Care este avantajul sau dezavantajul să facem acest lucru? În primul rând, nu sunt de acord cu acest stil de a fura niște diete de pe internet și a le face probă pe propriul organism.
este o greșeală din start. Înainte să facem o dietă, cred că ar fi bine să ne facem o analiză medicală, pentru că suntem oameni totuși și trebuie să ne cunoaștem corpul și starea sănătății. În momentul în care vrem să facem un sacrificiu de a slăbi, trebuie să ne gândim foarte bine ce vrem să obținem. Făcând o analiză medicală, putem să avem o liniște mentală, psihologică, în care putem să pornim la ceea ce ne-am propus. Atunci înseamnă că dieta trebuie să fie obligatorie făcută de cineva care se ocupă în mod special de așa ceva. Nu putem să luăm de pe internet o mie și una de diete care chiar nu au legătură cu corpul nostru, nu ne reprezintă. Putem să facem dieta, dar ne ajută 2-3 zile și după aceea totul poate să fie contrar. Trebuie cel mai bine, trebuie de făcut de cineva în specialitate, care cunoaște ce înseamnă dieta cu adevărat, și dieta trebuie făcută în așa fel încât omul să aibă plăcere. Persoana care începe o dietă trebuie să aibă zâmbet, trebuie să fie pozitiv și nu să-l distrugem. Dieta trebuie să aibă ceva frumos. Deci să fie personalizată inclusiv la stilul de viață a persoanei pentru care se face dieta. Mai ales, pentru că suntem oameni care avem programe diferite. Sunt oameni care muncesc de dimineață până seara și care vin epuizați deja după 10-12 ore de muncă. Sunt oameni care stau o zi întreagă și nu fac nimic și își permit să ducă la sală să stea câte 4 ore. Sunt oameni și oameni care au diferite, da să spun, diferite programe diferite, care trebuie să le găsim exact ceea ce au nevoie. Un om care stă acasă toată ziua trebuie un regim de dietă mult mai strict. Un om care are o zi plină și vine după o zi de muncă, corpul lui deja este obosit. Și nu vorbim de corp, cât vorbim creierul, psihologic, este foarte obosit. Nu mai poate să-ți redea în antrenament capacitatea maximă de a te antrena și atunci trebuie să avem grijă de asta, cum ai spus foarte bine, antrenoratul sau dieta personalizată este foarte, foarte importantă, pentru că atunci noi doi putem comunica. Noi doi putem, ca tu să poți să-mi spui ceea ce simți, cum te simți, ca să putem să ne cunoaștem reciproc, iar eu atunci am să pot să fac un program în ceea ce ține dieta corectă, corespunzătoare. Cât de important este ca atunci când mergem la sală, indiferent că vrem să slăbim sau vrem să facem definire musculară, vrem să depunem masă musculară, cât de important este să ne luăm un antrenor personal? Putem face asta și fără antrenor sau este indicat mai bine cu antrenor personal și care ar fi scopul antrenorului personal? Da, ai atins un punct foarte important, mai ales la noi în România. Din păcate, antrenorii personali nu își fac datoria pentru ceea ce fac. Oamenii se duc în săli, își fac abonamente, își au antrenor personal și de fapt observă că după o lună, două luni de zile, tot ceea ce li s-a întâmplat n-a avut niciun efect. De ce se întâmplă asta? Pentru că, în mare parte, majoritatea antrenorilor care muncesc în acest domeniu nu știu ce înseamnă cu adevărat sportul de performanță. În momentul când treci prin ani de sport de performanță, când ai uzura asta și ai trecut prin așa ceva, este ceva care face parte din tine. Atunci un om care vine după o perioadă de activitate intensă în spate poate foarte repede să te cunoască și poate foarte repede să te îndrume către exact ceea ce este mai bun pentru tine în activitatea sportivă, în sala de sport, în gym. Pe când sunt foarte mulți antrenori și sunt foarte mulți specific care doar au citit din cărți, s-au documentat și au aplicat niște reguli de antrenament pe care ei le cunoșteau doar teoretic, exact, fără să le fi experimentat exact, ei practic înainte. Exact, teoretic, iar practic sunt zero, pentru că de asta am spus, una este să vii dintr-o activitate din spate care este sunt acumulați foarte mulți ani în care ai simțit și poți să oferi
persoanei care vine și te roagă, aș dori să fac niște antrenamente corect, atunci tu trebuie să fii foarte pregătit, foarte apt, ca persoana pe care o antrenezi să-i oferi exact ceea ce are nevoie și nici de cum cu totul altceva. O colegă mă întreabă în cască dacă este bine să te cântărești pe fiecare dimineață, prânz și seară. În general, fetele care vor să slăbească își monitorizează așa continuu greutatea, cât de bine da, este să facem femeie, sau nu. Pentru o femeie, într-adevăr, contează foarte mult. Este un lucru care, sincer, n-aș recomanda să se cântărească dimineața, prânz, seară sau așa mai departe. Ar fi bine ca să o facă undeva la intervale de 5-6 zile. Cred că este suficient, pentru că atunci, văzând diferența în pierderea de greutate, de exemplu, chiar ești mult mai fericit și mult mai mulțumit. Știu că există o diferență la cântar. La fete se vede mult mai bine la cântar atunci când ea slăbește față de băieți, unde cântarul nu prea spune multe. Aș putea să spun un lucru. Femeile și, în general, partea feminină sunt mult mai implicate sufletește și sunt mult mai luptătoare decât bărbații. Femeile își doresc, când își propun ceva, reușesc. Și acum, să vorbim sincer, chiar dacă suntem între bărbați, femeile sunt mult mai puternice ca bărbații din punct de vedere psihologic. Iar femeile, când își propun, cu adevărat, au și rezultatele mult mai rapide. Bărbații sunt un pic mai greoi, mai lenți și de aici pleacă și diferența de slăbire mai rapidă la femei și mai greoaie la bărbați. Se spune că dacă bărbatul ar fi rămas însărcinat, nu ar fi rezistat la durerea sarcinii așa cum rezistă o femeie. Se pare că femeile au inclusiv o toleranță mult mai mare. Mult mai mare. La durere. Deci nu putem să ne imaginăm cât de puternică poate să fie o femeie și totodată aș vrea să spun că ar trebui să le respectăm enorm de mult, pentru că sunt niște femei foarte puternice și să le apreciem pentru eforturile pe care le depun. Poate că nu degeaba pe vremuri societatea era matriarhală. Exact. Și nu patriarhală exact. Ca acum. Nu degeaba. Nimic nu este întâmplător, nu? Da. Cred că mai avem un picuț și va trebui să luăm pauza publicitară. După aceea o să vreau să atingem un subiect care cred eu este de un foarte mare interes. La ora actuală tinerii, pentru că vor să obțină rezultate foarte, foarte rapide atunci când merg la sală, încep să consume tot felul de suplimente dintre astea ilegale, interzise, steroizi și care, sau mai știu eu ce. Se pare că există o manie în zilele noastre. Este un microb, din păcate, este un microb total. Un microb de 80% în majoritatea sărilor din România și din București. Este un microb care, din păcate, va avea mari consecințe asupra tinerilor care folosesc extrem de mulți steroizi sălile de forță. Rămâneți alături de noi, dragii mei. Luăm o scurtă pauză și ne revedem în câteva momente. Iată-ne din nou în direct cu Roberto Grossa. Sănătate prin sport, tema emisiunii noastre de astăzi. Vă reamintesc 031 prefix 4379910 sau 031 prefix 4379912 sunt numerele de telefon la care puteți să ne apelați pentru a intra în legătură directă cu noi, pentru a discuta cu invitatul nostru prezent, Marian Bălănuță, fost sportiv de performanță, campion balcanic la atletism, actualmente antrenor de bodybuilding și fitness,
absolvent al școlii est-europene, a celei mai mari școli est-europene cu diplomă de aur. Discutam înainte de pauza publicitară despre tinerii care merg la sala de fitness pentru a obține rezultate rapide. Majoritatea tinerilor doresc să își construiască așa un cât mai rapid corp gen Arnold, cunosc sentimentul ăsta, repede se observă, și apelează la tot felul de artificii, de suplimente ilegale, din păcate, steroizi și tot din felul păcate de chestii. Este un aspect care a luat o mare amploare în România. Majoritatea copiilor, pentru că sunt foarte mulți copii, din păcate, care de la o vârstă fragedă, de 14-15 ani, vin în sala de sport și vor să aibă niște rezultate extrem de rapide în a-și perfecționa corpul și a arăta extraordinar de bine. Din păcate, ca să nu sar de la una la alta, din păcate, problema în sălile de sport în România este faptul că, virgulă, chiar antrenorii care predau aceste cursuri de antrenori în sală folosesc sau se ocupă cu vânzarea steroizilor și folosirea și totodată propunerea steroizilor pentru a obține niște rezultate rapide. Acest lucru se întâmplă în mare parte din sălile din România. Am specificat, cred că 70%, ca să nu zic mai mult, cu siguranță folosesc acest simptom, această boală, care nu face decât să distrugă și, din păcate, să aducă copiii care se duc la sală într-o stare de dezechilibru peste 3-4 ani, în care nu se vor regăsi și nu își vor găsi echilibru în viață, pentru că aceste steroizi au efecte secundare extrem. Care este riscul lor? Care sunt aceste efecte? Asta vreau să spun. Riscurile, efectele secundare prin folosirea steroizilor sunt extrem de grave. În primul rând, creierul este primul care suferă și are de suferit în acest proces. După aceea, celelalte funcții pe care le deține organismul, rinichii, ficatul, inima, toate având o schimbare globală, o schimbare extrem de majoră, într-un timp foarte scurt. De aceea, din păcate, am spus că copiii, că virgulă, copiii care folosesc steroizi la o vârstă fragedă, sunt deja terminați din start. Se folosesc steroizi la greu, se vând steroizi la greu. Din păcate, societatea noastră nu face nimic și nu există o lege în care să se pedepsească acest abuz care se produce în sălile de sport sub orice fel, sub nicio formă de rușine, sub nicio formă de respect, și totul este la îndemâna oricărui copil și oricărui om care vrea să folosească steroizi. În sălile de sport este ca o ciorbă pe care ne oferă mama acasă. Cam ceva de genul ăsta. Am înțeles că în anumite țări din străinătate există chiar o legislație. Exact. Fost special în Germania, în Austria, în foarte, foarte multe țări în care am avut șansa și posibilitatea să iau legătură cu managerii sălii, care am discutat și am întrebat prin propria mea curiozitate dacă folosirea steroizilor este acceptată în sălile de sport. Mi s-a răspuns total direct, așa ceva nu este voie, este o lege, o legislație foarte puternică în care, în momentul în care cineva este prins cu substanțe, steroizi sau etc., altceva, sunt condamnați la o judecată legală, pentru că numai... Deci este fapt penal. Bineînțeles, este un fapt penal care nu te iartă sub nicio formă.
Sper eu ca pe viitor și în România să apară această legislație, pentru că va aduce un lucru foarte bun și va îndrepta copiii către sport, către a face sportul nu neapărat de performanță, de a-l face curat și ordonat. Din păcate, vă spun, în sările noastre de sport se folosesc foarte mult steroizi, copiii la 16 ani deja arată ca la 30 de ani, copiii într-o perioadă de timp de 6 luni de zile, 8 luni de zile, deja organismul este extrem de schimbat, într-un timp scurt, extrem de mult sacrificat. Iar din cauza steroizilor, pentru că steroizii nu fac altceva decât să mărească posibilitatea organismului, undeva de 4-5 ori mai mult, ca tot ceea ce muncim, ca tot ceea ce folosim, tot ceea ce mâncăm, să producă această mărire a masei musculare într-un timp cât mai scurt. Cât de important este să avem în locul steroizilor să avem o alimentație corespunzătoare? Cât de important este să facem sport sănătos, axându-ne pe alimentație, pe nutriție și nu pe tot felul de produse dintre astea chimice, ilegale, interzise sau mai știu eu ce? Aici este o luptă foarte puternică cu tine însuți. Numai oamenii care realizează ce înseamnă sportul cu adevărat sport, doar aceia vor avea de câștigat nu numai un corp sănătos și frumos, dar și o viață îndelungată în sport, în care ne vom trezi poate peste zeci de ani că încă mai facem sport. Pe când acești copii care folosesc acești steroizi, aceste substanțe nocive, chimice care se folosesc, în decurs de câțiva ani de zile sunt prăbușiți total. Toate lucrurile astea au efecte, sunt adevărate și s-au văzut în timp și în ani că au avut efecte extrem de grave, în care chiar foarte mulți băieți care au folosit au și decedat din cauza acestor substanțe nocive. Este foarte important să lucrăm corect, să ne alimentăm corect, să facem sport cu o refacere cât mai curată. Ce este refacerea în sport? Refacerea înseamnă, putem să vorbim de două lucruri, refacerea alimentației, ce înseamnă refacerea alimentației în momentul în care nu neapărat facem sport, dar și refacerea oboselii, pentru că sunt două lucruri care se leagă în comun, pentru că dacă nu avem un corp odihnit, nici nu putem să ne antrenăm. Asta este clar și este lege. În momentul în care avem un program foarte plin și foarte, foarte stresant, trebuie de ținut cont întotdeauna de aceste două lucruri care sunt foarte importante pentru noi. Ceea ce înseamnă odihna, ceea ce înseamnă alimentația. Dacă în momentul în care suntem obosiți, venim cu o mâncare care ne, pur și simplu, mai ales să nu mai spun că venim cu o masă la ora 12 noaptea, anumite persoane lucrează până la 12, la 1 noaptea, vine la ora 1 jumate acasă și își trântește o friptură cu cărnați sau eu știu cu ce mai mănâncă. Vă dați seama corpul că trebuie să lupte, mai ales ficatul, care este principalul factor în organism, care prin el suportă absolut tot ceea ce noi mâncăm. El este un drenaj al organismului în care suportă extrem de mult. Iar atunci noi trebuie să avem grijă, având o viață ordonată, avem posibilitatea să fim sănătoși, să ne alimentăm sănătos, să ne impunem acest lucru și să avem o alimentație foarte, foarte corectă pe parcursul zilei, nu pe parcursul nopții, când corpul trebuie lăsat să se odihnească. Cât de mult ar trebui să facem sport pe zi sau pe săptămână pentru a avea o sănătate mai bună, pentru a ne întreține starea de sănătate? Cam cât aș vrea să specific normal aici că este un... ai pus punctul pe ei, este într-adevăr o diferență în sportul de performanță și în sportul de a avea un corp sănătos. Și aș dori să spun și să le explic celor de acasă că sportul de performanță
nu întotdeauna aduce satisfacții. Putem câteodată să ne și accidentăm, putem să ne și îmbolnăvim, dar de asta spun că este o diferență între sportul pe care vrem să-l facem pur și simplu de sănătate. Aș dori să spun că cel mai indicat ar fi ca, și aș vrea să spun aici pentru să mă refer asupra celor mici, copiilor care au vârsta de 4 anișori, 5 anișori deja, i-aș ruga din tot sufletul ca părinții să îi îndrepte către not. Notul este sportul cel mai indicat. Nu există alt sport în viața noastră, mai ales în vârsta copilăriei sau mai ales în aceste vârste fragede, care corpul nostru și inima și plămânii și puncte se vor dezvolta extrem de corect. Notul este, din punctul meu de vedere, sportul cel mai indicat, cel puțin până la vârsta de 8-9 ani. Există o limită de vârstă în a face sport? Adică trebuie să fii neapărat să ai până în 30 de ani să mergi la sală sau și persoanele mai în vârstă pot merge la sală sau pot merge să facă sport în casă, în parc sau chiar la ei acasă? Foarte bună întrebare. Mă aflam în Germania în vizită la fratele meu și în zona unde locuiește există o pădure foarte mare în care am fost atât de profund fericit că am văzut oameni la vârste extrem de mari, 80 de ani, 75, 85, oameni bătrâni care cu ambiție nebună, cu ambiție extraordinar de mare, ți era mai mare dragul să te uiți la ei. Oameni de asta spun ceea ce ai vrut să spui, că dacă putem face sport, putem face sport la orice vârstă. Important este anii ăștia din copilărie despre care am vorbit, așa cum ne vom educa în copilărie, așa cum părinții noștri vor avea grijă de noi când suntem mici și ne implementează ceea ce este bun, ceea ce este corect, ceea ce înseamnă a mânca corect, ceea ce înseamnă să alegem ce e mai bun de la viață, cu cât noi vom lua educația asta de când suntem mici, așa vom putea duce mai departe în ani posibilitatea de a trăi fericiți, de a avea o sănătate curată și de a trăi o vârstă îndelungată. Cât de importantă este mișcarea pentru corpul nostru? Pun această întrebare pentru că am o rudă care a avut o intervenție chirurgicală pe inimă. În urma intervenției, medicul i-a recomandat ca pe fiecare zi, bine, la o perioadă după intervenție, pe fiecare zi să meargă minimum un anumit număr de kilometri pe jos. Iată, i-a recomandat mișcarea ca și fapt terapeutic, da, în întreținerea pentru sănătate sa, și pentru a avea un echilibru în organism și de a se simți foarte bine. Adică sportul poate să ducă la vindecarea corpului dacă există o anumită afecțiune. Fără poate sport să grăbească vindecarea? Vreau să spun că sportul făcut corect, indicat corect, niciodată nu va avea efecte secundare asupra organismului. Și aici ne întoarcem la ceea ce discutam noi mai devreme. Cât de important este să mergi la o sală să faci sport sau chiar singur, acasă sau în parc, ghidat de un antrenor personal sau fără antrenor personal? Care este diferența? Ce le recomanzi oamenilor? Oamenii ar trebui să aibă grijă pentru că organismele, suntem oameni și avem fiecare un organism diferit, avem diferite probleme de sănătate, iar atunci trebuie să facem acest efort foarte atent și să-l îndeplinim exact cât ceea ce ne dă nou organismul, nu mai mult. De aceea este foarte indicat ca antrenamentele acestea nu neapărat făcute în sala de sport. Eu nu sunt omul care să trimit oamenii în sala de sport. Nu, aș prefera ca oamenii să facă mișcarea de sănătate, să o facă în parc, în stadion, dacă se poate, special amenajat pentru oameni. Și aș fi mult mai, ca să fiu sincer,
sunt mult mai mult de acord cu această mișcare în aer liber decât în mișcarea în sele de forță. Trebuie făcută, bineînțeles, cu cineva care să-ți poată spune ce anume ai nevoie. De ce e important acest lucru? Pentru că în momentul când faci mișcarea aia în aer liber sau în sală, fiecare om vrea să obțină ceva. Fără a obține ceva, cred că nu am avea niciodată niciun scop, niciun țel. Dar totodată trebuie să ne gândim foarte bine că această mișcare pe care o facem trebuie să ne ajute în tot ceea ce vrem să facem noi. Un antrenor care se ocupă, de exemplu, de tine, da? Nu vrei să vii la sală, nu ai posibilitatea sau nu există timpul necesar, da? Îți este mult mai bine ca să ieși în parcul care ți este chiar vis-a-vis. Atunci este o problemă pentru că mișcarea nu mai este ca cea din sală. Mișcarea în aer liber sunt exerciții care se schimbă total. Nu mai avem aparate, nu mai avem prese, nu mai avem biciclete, nu mai avem etc. Da? Și atunci trebuie să improvizăm, dar să improvizăm corect. Cât de mult contează, cât de mult te ajută pe tine cei 19 ani de practică pe care o ai în sport pentru a crea și pentru a personaliza aceste programe cu cei cu care lucrezi, pe care îi consiliezi ca și antrenor personal? Pot să spun că Dumnezeu mi-a dat un har, mi-a dat poate așa a fost să fie, m-am născut pentru sport. Pot să spun cu adevărat că m-am născut pentru sport. Am fost un, de mic copil am fost un împătimit al sportului. Am iubit sportul cu toată ființa mea și m-am implicat total. Datorită faptului că m-am implicat și rezultatele au fost pe măsură. Am fost un copil foarte educat. Am avut o educație aleasă din familie și mi-a plăcut să muncesc extrem de mult pentru a obține rezultate pentru care m-am bucurat extrem de mult în viața mea. De aceea, făcând toate sacrificiile astea pe care le-am făcut, nu pentru bani, am câștigat bucuria și satisfacția vieții, am câștigat respectul oamenilor și am învățat ce înseamnă cu adevărat să fii un om corect în viață, să fii respectat și să ai educația asta sportivă de care, de asta spun, trebuie să ținem cont foarte mult. Oamenii de acasă, familiile, ar trebui să înțeleagă lucrul ăsta pentru că vor fi extrem de fericiți când copiii lor vor fi axați spre un sport și nu vor mai sta în fața blocului și nu vor mai fuma și nu vor mai bea și nu vor mai puncte așa mai departe. De-aia spun că mie mi-a ajutat enorm de mult pentru că ajungând să mă cunosc pe mine extrem de mult, am reușit ca și eu la rândul meu să cunosc oamenii doar discutând, mi-am dat seama ceea și ce vor și ce vor de fapt de la mine dacă aș putea să-i ajut într-un program de antrenament, într-un program de alimentație sau nutriție. Tu, la ora actuală, ca și antrenor, te ocupi nu doar de crearea programului de antrenament, ci și de partea de nutriție. Da, este un hobby pe care l-am, să spun așa, l-am observat un pic mai târziu, dar de care am fost foarte atașat pe parcursul timpului. Am învățat foarte multe lucruri interesante datorită faptului că am făcut sport de performanță, mi-a fost foarte ușor să mă leg de partea de nutriție. Pentru că ai aplicat-o în propria ta viață sportivă. Am aplicat-o în viața mea proprie sportivă, am reușit să simt ce înseamnă să ai o alimentație bazată pe nutriție, corectă, bună, adecvată și atunci nu ai cum. De-aia spun, în momentul când folosești alimentația, nutriția corectă, atunci nu ai cum să nu ai un corp sănătos, nu ai cum să nu ai rezultatele pe care le aștepți. Trebuie doar să cunoști foarte mult aceste simptome. Și nu doar din cărți, sub nicio formă, pentru că a citi, putem citi toți, dar a simți este mult mai greu, pentru că trebuie îmbinate toate. Eu unul personal îți mărturisesc, eu merg pe premiza experienței personale. Eu cred și cred cu tărie că singurul lucru care contează în domeniul pe care
îl practici în domeniul în care activezi este doar experiența personală. Sunt foarte multe persoane din foarte multe domenii care citesc o carte, două, trei, 10-20, da. Ajung să cunoască foarte multe informații, dar doar teoretic, și încep să se creadă mari specialiști filozofând pe baza ideilor și teoriilor lansate de alți oameni, da, de fapt, fără practic, ca ei să aibă niciun pic de experiență sau foarte puțină experiență în acel domeniu. Este foarte adevărat ce spui, este foarte adevărat și din păcate foarte mult se folosesc de aceste metode. Este o mare diferență în ceea ce simți tu și în ceea ce citești într-o carte. Dacă nu simți și dacă n-ai trecut prin experiența aia, este foarte greu să poți să-ți dai cu presupusul sau să poți să ajuți pe cineva dacă tu nu ai făcut și nu ai simțit acel sentiment. Îți mărturisesc, asta ți-o spun și eu din propria mea practică, tone de teorie nu valorează cât un gram de practică, pentru că teoria este una, practica este cu totul altceva. Perfect adevărat, așa este. Mai avem doar câteva minuțele până la finalul emisiunii și vreau să te întreb rapid. Vreau să mai ating încă un alt subiect. Sauna. Când este indicat să facem saună, pentru ce facem saună și dacă toate persoanele care merg la sală sau practică un sport este bine sau nu să facă saună? Da, este adevărat. Majoritatea sărilor de fitness din București, ca majoritatea, au aceste saune care se pot folosi de ele. Problema este că iarăși ne lovim de problema de manageriat, de ceea ce ține de partea de antrenorat, de ceea ce ține de explicația celor care nu educă oamenii care merg în sala de sport spre ceea ce este corect să facă. Sauna, de exemplu, nu trebuie făcută la sfârșit de antrenament, pentru că deja corpul este epuizat. După cum știm, sauna are și efecte și ea secundare, anume asupra inimii. Mușchiul cardiac, poate nu vreau să vorbesc acum foarte științific, dar are de suferit și atunci, dacă venim după o perioadă de o oră și 45 de minute sau 2 ore de antrenament, este foarte greu să mai expunem iarăși inima la o căldură extrem de mare, în care se pierd foarte multe săruri minerale. Deci este exclus sauna după antrenament. Dacă vrem să o facem, o putem face separat, într-o zi în care doar putem face un pic de yoga, jogging, un pic și o corelăm așa împreună. Yoga iară e... Da, am vrut să vorbim și despre yoga, dar sper că pe viitor o să discutăm. Să sperăm că o să mai facem o emisiune în care o să atingem și acest subiect. Mai avem doar un singur minuțel până la finalul emisiunii noastre. În 5 secunde răspundem, te rog, ai putea să personalizezi un antrenament sau un regim alimentar pentru cineva care nu se poate deplasa la tine? De exemplu, este o persoană care locuiește în provincie, locuiește într-o altă țară și dorește să obțină un anumit rezultat. Ai putea să o îndrumi prin telefon, prin e-mail, să-i faci o personalizare pe dietă, pe antrenament? Bineînțeles, dacă este foarte serios și își dorește acest lucru, mă poate contacta și putem socializa și cu cea mai mare plăcere îi voi ajuta din tot sufletul. O să încercăm într-o emisiune viitoare să îi ajutăm pe cei care doresc acest lucru chiar în direct, prin telefon și de ce nu, dacă nu te deranjează și sunt persoane interesate să te contacteze în acest sens, puteți să sunați pe numerele afișate pe ecranul televizorului dumneavoastră, respectiv la 031-437-9910 și respectiv la sfârșit cu 12, și o să încercăm să vă ajutăm în acest sens. Până lunea viitoare ne puteți scrie în continuare pe direct@robertogrosa@gmail.com. De asemenea, puteți să vedeți și emisiunile noastre trecute pe pagina de Facebook, Direct cu Roberto Grosa, pe Facebook. Până când o să ne revedem, vă îmbrățișez cu drag, vă iubesc și rămâneți pe 6 TV.